Este alertă la guvern după ce numărul cazurilor de COVID a început să crească, iar în Europa se răspândește o nouă variantă mai contagioasă de coronavirus. Astfel, în acest moment, sunt discuții pentru reintroducerea unora dintre restricții. Potrivit unor surse, autoritățile au un plan să reintroducă unele restricții pentru a evita un val masiv de noi îmbolnăviri. Măsura vine după ce în Europa numărul cazurilor de coronavirus este în creștere, iar subvarianta BA2.2 a Omicron este foarte contagioasă. Sincer, mi se pare puțin exagerat, pentru că până la urmă, nu știu, nu prea am nici prieteni sau cunoștințe care să se fi îmbolnăviți și au că sunt din ce mai multe cazuri din nou, dar nu înțeleg de unde. Că până la urmă încă sunt oameni care se protejează, adică sunt mulți pe stradă cu măști, dar în același timp, nu știu. Nu cred că ar trebui introduse iar. Noi nu sunt, din contră, la noi chiar au scăzut. Acum eu nu știu, fiecare se poate proteja singur, dacă chiar are nevoie de așa ceva. În rest, eu ce pot să spun? Autoritățile, nu cred că mai e cazul să mai ia alte restricții, pentru că am avut destule și așa suntem în situația în care suntem. La nici 2 săptămâni de la relaxarea totală și ieșirea din starea de alertă, la data de 9 martie, autoritățile se gândesc să reintroducă unele restricții în România. Potrivit unor surse guvernamentale citate de România TV, liderii coaliției ar urma să discute despre noile măsuri ce ar urma să fie luate într-o ședință în zilele următoare.